O formă de terapie, de relaxare, realmente asta este cuvântul care revine mereu, 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 relaxare. E o idee care s-a dezvoltat în foarte mult timp, cu foarte multe ore de discuție și cred că a apărut dintr-o nevoie foarte umană, foarte simplă, pornind de la noi, de la ceea ce avem noi nevoie și ne-am gândit că e drumul cel mai direct spre ceilalți. E un concept vestic, cafenea alternativă, adică este un spațiu gândit ca amenajare în ideea, în spiritul unei cafenele, dar în care vii și îți faci o activitate de tip craft și de aici și termenul de alternativ. După multe căutări, vroiam neapărat să fie în perimetru din zona centrală și lângă un nod de transport public. Suntem foarte aproape de Romană, care este un loc foarte traficat, dar în același timp suntem la 3-4 minute de o zonă de liniște și de... Deci exact zona care îți permite să te gândești la un spațiu în care vii și cauți un moment de relaxare, inclusiv tot ce e aici în jur te predispune. 3 luni de zile a durat să-l amenajăm spațiu. Conceptul a fost furnizat de același arhitect, designer cu care am lucrat și la Cluj. Am încercat să găsim formula potrivită dintre ceea ce înseamnă un spațiu de atelier, un spațiu de lucru și un spațiu de cafenea. Camerele între ele au discursuri diferite, e camera pe care ați filmat-o deja și unde se lucrează, care te duce cu mintea mai degrabă înspre o sală de atelier, unde este instalată și o chiuvetă și rafturile de pensule, culori și tot instrumentarul pe care îl folosim. O cameră mai retrasă, care este amenajată mai în zona de cafenea, mai lumină, mai scăzută, de intensitate mai scăzută, unde te poți retrage dacă nu vrei neapărat să lucrezi pe un obiect. Nu e o categorie anume care are nevoie de așa ceva. Trec studenți, de exemplu. Știm foarte bine când încep examenele și când se termină. Trec părinți cu copii. Trec tineri îndrăgostiți. Nu e o categorie anume. Cei care vin dintr-o corporație, ce se întâmplă aici e atât de relaxant, cât de multe ori ne spun asta. Au trecut, poate, nu știu, 6 luni de zile, zic și eu, de când nu m-am mai simțit atât de bine și atât de relaxat. Atelierele noastre, noi le facem pentru cei care vin prima dată aici, tocmai din nevoia de a se simți confortabil cu conceptul pe care îl avem, cu ideea de pictură. Deci oamenii vin, își aleg un obiect într-un stadiu intermediar, este ceramică, se numește biscuit. Biscuita e ceramică arsă odată. La noi urmează să picteze cu aceste glazuri care se vor activa abia la 1000 de grade. După ce ei pictează aici, noi mai facem o glazurare transparentă, urmând ca ulterior să ducem obiectele într-un cuptor la 1000 de grade, 1040. Sunt foarte tehnice, de fapt, iar ei pot să și le recupereze în maxim 15 zile. Programul acesta Factory este foarte bine gândit și aplicat celor care sunt fie într-o fază de proiect, de demaraj, fie într-o fază de dezvoltare. Aici vorbim de companii mici, vorbim de startup-uri și a fost foarte bine gândit și un program care vine în întâmpinarea acestui tip de business. Deci dacă nu era acest program, nu am fi avut resursele și nu am fi avut incitativul financiar să aducem businessul ăsta, să aducem conceptul ăsta și în București. Foarte profesională și foarte, foarte umană. Și profesională și umană relația pe care am avut-o cu cei din Raiffeisen, cei care ne-au oferit acompaniament pe toată durata implementării proiectului. Impecabil.